Cluj. Pentru că cine face umbră? Cine face umbră? Așa. Niciun depozit din județul Cluj nu este conform. Sunt 6 și toate neconform. Deșeurile din județul Cluj s-au plimbat prin toată țara. Fie că s-au plimbat la Alba, la Bihor, la Odoheiu, Secuiesc, oriunde, dar numai depozitarea lor într-un depozit conform nu s-a făcut. Sunt foarte întârziați cu punerea în aplicare a SMID-ului. Au avut bani pe fonduri europene pentru perioada 2007-2013, proiect care nu numai că nu s-a finalizat, s-a pazat. Suntem în situația de a doua parte a absorției de fonduri europene pe perioada 2014-2020. Acest depozit pe care dumneavoastră bine îl vedeți, care este așa într-o fază incipientă de construire, ar trebui să fie finalizat în 2020. Eu o să le fac grafic de lucrări astăzi celor de la Consiliul Județean și o să venim dacă este nevoie în fiecare lună aici. S-au făcut și alte proiecte în România și alții au făcut absorpție de câteva sute de milioane de euro, cum e zona costieră, într-un an de zile. Acesta de ce nu se poate face? De ce să punem sănătatea populației în pericol? Pentru care motiv nu suntem în stare, nu noi, Ministerul Mediului și nu eu, ci responsabili direcți de aici, începând de la Primăria Cluj și Consiliul Județean. Este inadmisibil. Și să vedem cum, dacă Doamne ferește, plouă în perioada următoare, cum toate deșeurile sunt în stradă. În tot cazul, inclusiv cu instituțiile Ministerului Mediului, voi fi foarte drastică de aici, de la Cluj, dacă nu și-au îndeplinit atribuțiile așa cum a trebuit. Și o să mergem acolo sus să vedem exact cum arată acest depozit, care ar trebui să fi fost gata de mult, și ce se întâmplă de fapt la fața locului și cu depozitul de la Patarând. Pentru că este o pată neagră pe toată zona aceasta de plin centru al Ardealului și este inadmisibil. Oricum a depășit cu mult ceea ce se întâmplă la Brașov, care oricum lucrurile au început să meargă într-o direcție bună. Nu l-ați invitat și pe președintele Consiliului Județean? Am făcut, bineînțeles, de invitație și la președintele Consiliului Județean și la primarul Clujului și aștept la prefectul. Este domnul Bob aici, eu nu l-am văzut, că dacă venea să-mi spună, foarte la mesă. Deci, tocmai asta l-am întrebat acum pe comisarul șef de la Garda de Mediu, de ce n-au fost și amendați. Și eu vreau să văd exact autorizația de construire de mediu în care știu clar cum trebuia să fie făcută prefinirea, de ce n-a fost făcută. Eu am fost extrem de încrezătoare că în 2015, atunci când noi am dat aviz pentru un depozit temporar, în urma negocierilor făcute cu Comisia Europeană, să ne accepte lucrul acesta, pentru că știam că foarte multe depozite din România nu o să poată să fie gata în urma finanțării 2007-2013 și chiar la cererea domnului primar Bob s-a făcut lucrul acesta. De ce până acum, în schimb, Consiliul Județean și Primăria Cluj nu a luat nicio măsură ca să urgenteze lucrurile? Lucrul acesta trebuie, domnule, deci dacă este nevoie, stăm pe șantiere zi lumină, numai să se facă treaba. Și eu vă spun că avem cel mai mult de exemplu, zona costieră, în care în câteva luni s-a făcut un proiect cu absorpție de fonduri europene de 270 de milioane de euro. Și unde erau tehnologii extrem de avansate și tehnologii care nu necesitau, să zicem, necesitau capacitate mare. Și din punct de vedere a tehnologiei și din punct de vedere a resurse umane. Aici nu este același lucru. Bună voință să avem! Mulțumesc!